vrei să vezi pe internet TV Giurgiu, de acolo pleacă semnalul și tu dai click. Doi elevi giurgiuveni ai Colegiului Tehnic Viceamiral Ion Bălănescu, însoțiți de doi dintre dascălilor, au fost astăzi oaspeți ai televiziunii TV Giurgiu. Cei patru vizitatori sunt cuprinși în proiectul național JOBS, o inițiativă a Ministerului Educației derulată cu sprijinul școlilor din țară și la care Colegiul Giurgiuvean participă cu elevi de clasa 9. Scopul principal al proiectului este acela de a învăța pe elevi să se obișnuiască cu particularitățile unui loc de muncă, pentru ca după studii să se poată angaja ușor. Este un proiect care își propune să îi învețe pe elevi practic cum să își caute și cum să își găsească un loc de muncă, dar în sensul cel mai practic al acestei căutări, și anume să plece din firmă în firmă și să caute acele locuri de muncă ce cred ei că i-ar avantaja. Elevii au vizitat fiecare din compartimentele televiziunii, dar și radioul Giurgiuvean Online. Au aflat ce fel de muncă se face în fiecare dintre aceste sectoare și au pus întrebări cu privire la deprinderea tainelor meseriilor practicate într-o instituție precum cea vizitată. Spre final, am aflat unde și-ar dori să lucreze fiecare dintre elevi dacă ar fi angajați la TV Giurgiu. Ce anume v-a plăcut aici, în interiorul televiziunii noastre, din rândul compartimentelor care constituie televiziunea? Mie mi-a plăcut cel mai mult redacția. Am înțeles că acolo se fac știrile, interviurile. Și alte sectoare de activitate au atras atenția elevilor vizitatori ai televiziunii, așa că a fost rândul reporterilor să adreseze întrebări cu privire la plăcerea tinerilor de a lucra într-un loc anume. Da. Unde anume? În platou. Despre ceea ce au însemnat. Până la momentul de față, etapele proiectului JOBS, prin care au trecut elevii giurgiuveni, directorul Colegiului Tehnic, viceamiral Ion Bălănescu, a subliniat. Ei au învățat până acum ce înseamnă să lucrezi undeva, ce responsabilități implică a lucra într-o anumită firmă și, în primul rând, au învățat locurile și domeniile de activitate existente în orașul nostru.